Cel Sfântul Duh, preacurvenici părinți, și iubiți frați, slăviți să fie Domnul. Deci, amin. Am ajuns, iată, astăzi să ne bucurăm și să ne împărtășim unii altora bucuriile noastre duhovnicești în întâlnirea noastră cu Bunul și Milostivul Dumnezeu și Preacurata Lui Maică. Ați auzit cuvântul Evangheliei de astăzi. Dacă ar fi să luăm aminte, una dintre cele 10 porunci spune să nu furi. Și totuși, femeia cu scurgere de sânge din glasul Evangheliei de astăzi a furat. N-a păcătuit, ci din contră s-a mântuit. Și a tămăduit suferința și neputința, dar s-a împlinit în sufletul ei, pentru că iată l-a descoperit pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Trebuie să luăm aminte un lucru. În Sfânta Scriptură sunt anumite cuvinte care ne opresc, considerate fiind ca păcat. Dar într-un anumit context, același cuvânt poate, iată, să ne mântuiască. V-am pus înainte cuvântul să nu furi. Întotdeauna când îl rostim, ne gândim la porunc, încălcăm cuvântul lui Dumnezeu. Mai mult, vinul. Ne spune Sfânta Scriptură că îl pierde pe om, dacă este băut cu necuviință. Dar același vin, în pilda samarineanului milostiv, am auzit că i-a uns samarineanul celui căzut între tâlhari, rănile cu unt de lemn și vin. Iată, v-am făcut această paralelă ca să înțelegem că într-un anumit context, cuvântul Scripturii nu ne pierde, ci din contră ne întărește și ne înțelepțește. A câștigat femeia din Evanghelia de astăzi și a câștigat sănătatea în primul rând, dar și-a câștigat și mântuirea. Pentru că, iată, l-a întâlnit pe Dumnezeu. Noi în fiecare duminică și în sărbătoare, atunci când venim la Sfânta Biserică, plecându-ne genunchi înaintea lui Dumnezeu, venim cu acest gând. Tocmai de a ne întâlni sau de a ne reîntâlni cu Dumnezeu, de a-i spune Lui bucuriile și tristețile vieții noastre și de a-L ruga să vină, să se lășlească în inima, în sufletul și în viața noastră. Spuneam azi dimineață la Sfânta Liturghie că Dumnezeu n-a deschis raiul cu un sfânt, ci a deschis raiul cu un păcătos. I-a spus tâlharului de-a dreapta: adevărat îți spun ție, tu astăzi vei fi cu mine în rai. A avut credință. Această femeie plină de boală și de neputință a avut credință și era conștientă că dacă măcar se va atinge de haina lui Hristos, se va tămădui. Și s-a tămăduit. Zicea părintele că a fost rușinată. Pentru că a zis Iisus, cineva s-a atins de mine. Și-a recunoscut păcatul. Și-a recunoscut toată viața ei, acolo, în fața Mântuitorului, în fața poporului. Și-a spus de ce s-a atins. Și noi, oare, dragii mei, n-ar trebui să ne recunoaștem starea noastră așa cum suntem noi? Că Hristos ne primește pe toți. Că suntem mai buni sau că suntem mai răi. Zice Sfânta Scriptură că Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Iată, Dumnezeu se bucură de întoarcerea celui păcătos. Ni se dă și acel exemplu în Sfânta Evanghelie cu păstorul și oile. Are 100, pe una o pierde în mulți, le lasă pe cele 99 și umblă și o caută pe cea singură pierdută. Și dacă o găsește, se bucură mai mult decât celelalte 99. Cu atât mai mult Hristos se bucură de noi. Atunci când venim și răspundem chemării Lui pe care ne face tainic în fiecare Sfântă Liturghie. Ne cheamă și ne spune cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste apropiați-vă. Pentru că zice Hristos, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și îl voi învia pe el în ziua cea de apoi. Nu oare vrem noi viața veșnică? Nu oare după aceasta tânjim noi cât trăim pe acest pământ după viața veșnică? Acolo ne gândim. Că suntem tineri sau că suntem mai în vârstă. Fiecare om, în putința sau neputința lui,
se gândește și la ceea ce va urma după ce vom trece din lumea aceasta. Pentru că știm, recunoaștem și vedem din viața noastră de zi cu zi că nu suntem veșnici aici pe pământ. Trăim vremelnic, unii mai mult, alții mai puțin. Însă știm un lucru sfânt, că viața noastră aici pe pământ este pregătire pentru viața veșnică. Și că datoria noastră ca și creștini, așa cum ne-a uns Hristos prin Duhul Sfânt în taina Sfântului Botez, este aceea de a ne lucra mântuirea noastră. Și pe care aceasta nu suntem singuri. Iată este Hristos, care este prezent, cine cheamă. E Maica Domnului, sunt toți Sfinții, suntem noi până la urmă. Că atunci când stăm în fața lui Dumnezeu și ne rugăm, nu stăm singuri. Ci ne purtăm unii pe alții în rugăciunile noastre. Ne rugăm unii pentru alții, nu suntem egoiști. Ca și cei necredincioși. Ci în rugăciune și în comuniune de iubire ne purtăm sarcinile unii altora, că așa ne-a învățat Sfântul Apostol Pavel. Și iată că vrem ca atunci când vom ajunge în Rai să pășim cu toții. Acum câteva zile a trecut la Domnul Arhiepiscopul Justinian și a zis un cuvânt sfânt. Și am tot stat și m-am tot gândit la acel cuvânt. A zis, eu mă duc în Rai, dar nu mă duc singur. Ci stau și vă aștept pe toți ca să intrăm cu toții deodată. Să știți, dragii mei, că toți deopotrivă trebuie să ajungem la Dumnezeu. Nu numai noi preoții, sau nu numai dumneavoastră, sau nu numai cei tineri, sau nu numai cei vârstnici, ci Dumnezeu pe toți ne cheamă la El. Nu face deosebire între noi, că suntem tineri sau bătrâni, că suntem credincioși sau mai puțin credincioși. Toți avem datoria sfântă și obligația pentru Hristos, Cel ce s-a jertfit pentru noi și a noastră mântuire, să ajungem să ne mântuim. Și vă spuneam mai înainte că nu ne mântuim singuri. Dar să luăm aminte la ceea ce a zis vrednicul de pomenire Arhiepiscop Justinian, că toți trebuie să ajungem în Rai. Și dacă, iată, cu toții suntem în biserică, datoria noastră unii pentru alții este să ne rugăm să pășim pe calea mântuirii. Să ne rugăm și să vă rugați la Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu ca toată viața noastră să o dăm lui Hristos, așa cum spunem în fiecare slujba bisericii. Și să nu fie viața aceasta vremelnică, pământească, petrecută fără de folos duhovnicesc. Ci să ne petrecem cu gândul la ceea ce ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Matei în capitolul 25. Atunci când ne vorbește despre judecată. Să ne vrincească Dumnezeu că atunci când vom trece din lumea aceasta, să ne spună doar atât. Vino, slugă bună și credincioasă, intră într-o împărăție a Domnului tău. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.